pentru că în doar câteva minute revine la Europa FM dublu sau nimic. Până atunci însă... Republica Fantastică România la Europa FM. Presupun că ați auzit despre cazul vameșilor din Portul Constanța, care au fost prinși în flagrant vineri, când luau mită. Da. Și cineva ar putea zice că nu mai e nicio știre. Adică corect. Vameși care iau mită. E o știre regională. Adică depinde la care vameși te referi. E foarte probabil una dintre cele mai corupte profesii din țara noastră, dacă nu chiar cea mai coruptă. Îmi pare rău că e trebuie și să spun asta. Mare, Vlad. Da. Trec că ea cu toate mizerile pe acolo și îți las să-i ție ceva. E greu să refuzi. Da. Adică încerc să rezist tentației generalizării, dar sunt convins că există mulți vameși cinstiți care își fac treaba corect, fără să iau un capăt de ață. Dar de zeci de ani deja sunt atât de multe cazuri de vameși prinși în flagrant cu șpaga, cu câte mii și mii de euro deodată, încât n-ai ce-i face. Adică pata pe imaginea acestei meserii este adânc impregnată în țesătura percepției publice și amândoi că se va mai șterge vreodată. Revenind la cazul de la Constanța, atrage atenția rata de profit pe oră a șpăgarilor. În cazul unui singur container, adică cele trei persoane reținute strânseseră în doar câteva ore 19.000 de euro. Sau echivalentul în euro, că luau și dolari și lei. Potrivit anchetatorilor, media șpăgii pe container era, și presupun că mai este, de 5-700 de euro pe container cu nereguli. Adică containere cu alte mărfuri decât scrie în documentele de import sau cu mărfuri ce nu respectă cerințele de import în Uniunea Europeană sau pe care proprietarii voiau sau vor să le treacă mai repede prin vamă. Și la mita luată pe container se adaugă sau se adăugau șpăgi particularizate pe colete, cam 30-50 de euro pe colet. Într-un container intră mai multe colete. Odată se ia șpaga în grob pe container și după aceea se mai ia și pe coletul respectiv. Aia e bonus. Potrivit procurorilor, însă, mita putea ajunge chiar și la 10.000 de euro pentru un container care conținea mărfuri care nu pot fi comercializate în Uniunea Europeană sau nu au primit aprobare, mă rog. Și acum, dincolo de sumele astea, vreau să spun câteva cuvinte și despre cei reținuți, că și aici e ceva interesant, ce merită comentat. Așadar, trei reținuți, da? Unul dintre ei... vameș, angajat la biroul vamal de frontieră Constanța. Un al doilea este comisionar vamal al unei societăți comerciale. Iar al treilea, ăsta este un caz fabulos. Al treilea este un fost lucrător vamal de la biroul vamal Constanța Sud, care fusese suspendat din funcție după ce procurorii îl priseseră cu șpaga în urmă cu mai mulți ani, ca vameș. Și îl trimiseseră în judecată. A fost trimis în judecată în 2022. Acest domn, Dorel Petcu, fusese angajat după ce a fost suspendat de la vamă, fusese angajat de o firmă ce oferă servicii portoare. Unde, ce surpriză, a continuat să facă ce făcuse și înainte, chiar dacă mai fusese prins odată și risca pușcăria. Pentru că dacă ai o experiență profesională atât de solidă, cum să-i dai cu piciorul? Nu te reinventezi. Mai ales când veniturile sunt așa bune. Și încă ceva, ca să înțelegem magnitudinea putregaiului din Portul Constanța. Deci, Portul Constanța procesează anual aproximativ 6-7 milioane de containere. Nu toate conțin mărfuri interzise, evident. Dar ce piață pentru potențiale șpăgi, nu? 6-7 milioane de containere. Dacă numai 1% din containere sunt ilegale, tot înseamnă la minimum 60.000. Luca, tu să mă verifici la calcule, că tu știi că eu cu aritmetica. Deci în capul meu, 1% din 6 milioane, care ar fi minimum, de obicei mai multe, mai multe containere, deci 1% din 6 milioane e 60.000. Corect. Calculăm mai departe. Importatorii dau, deci, între 5-700 de euro pe container. Deci dacă se dă și pagă doar pentru 1% dintre containere, adică 60.000, suma minimă 500 de euro, nu 10.000 de euro cât luaseră domnii cu pricina, tot înseamnă o șpagă de 30 de milioane de euro anual. Da. 30 de milioane de euro anual la minimum calculat, adică minimum de containere 6 milioane, de obicei sunt mai multe, numai 1% se dă șpagă numai pentru 1%. 30 de milioane. Dar dacă s-ar da șpagă pentru 10% dintre containere? Hey. Sincer să fiu, eu cred că sunt mai multe. Dar hai să zicem, 10% vi se pare plauzibil? E plauzibil să se dea șpagă pentru 10% din containere?
Bă, rezultă mite de 300 de milioane de euro, numai șpăgi de 300 de milioane de euro anual în portul Constanța. Bani netaxați, neimpozitați, bani ascunși. 300 de milioane de euro. Și acum, poate înțelege mai bine răcnetele îngrozitoare care au venit din diverse direcții când s-a pus problema la un moment dat să fie privatizat portul Constanța, să fie vândut unor companii portoare care au proceduri, reguli de integritate, tradiție și care, în mod evident, fiind private, ar lupta activ împotriva corupției. Nu spun că ar fi totalmente eliminată, dar într-o companie privată, corupția înseamnă pierderi din profit, pierderi din cifra de afaceri, și atunci patronii luptă activ împotriva corupției. Și au fost, mai țineți minte, ce răcnete. Cum? Țărișoara noastră, să vină străinii, cum? Asta ca să nu mai plecăm după fenta acestui patriotism strident, patriotardism, aș zice, strident, care văd că prinde în continuare în țara noastră. E țipat de diversi politicieni dubioși.